Eu nu știu să port asta, mă, să mă bat. Cum ți-l pui, mă? Pur și simplu îl prind. Și încă nici la mine nu e bine, că stă așa un pic în jos. E bine. Cum te simți la 28 de ani? Ah, că la 20. Ți-ai pus ciocăr? Nu e ciocăr, e un fel de... Nu, e lanțul meu pe care îl port tot timpul. Mamă, iar facem intr-o la de 4 ori? Hai, mai hai, gata! Dar nu mă întreb din prima, da? Îi dau din prima? Am spus tu go și... Go. Stai, mă, nu mă lua din prima așa. Dar mă pregătesc. Hai, dă-i. Zi. Zi. Nu mă, trebuie să zici go. Go. Când mă pregătesc. Când te pregătești. Na, go. Bă, nu te s-a aplaudat, mă. Sincer, mamă, care era cu sufru mână. Ce nivel, bă, avem aplaudaj. Da, mă, da. Dar am fost să-i spui că dacă îi spui lui chiar că dacă nu, lumea nu trebuie să știe cine e. Că dacă e să supără. Vrei să pun ring light-ul? Da, cred că poți să-i dai. Dar nu-i da pe cald. Nu. Dă-i. Hai că și aici cu podcast, de la un podcast. Regia! Îl avem pe... și pe... Denis și Alexandra, care sunt... ajutoarele lui Moș Crăciun. Ajutoarele lui Moș... Mamă, mâncați, ține-te bine, tată, că lovește asta. Mi l-a pus în față. Hai, și stau ca o curvă de aia care așteaptă să-și dea drumul. Aoleu. Hai să punem pe... Ma, uite, nu, așa. Păi da, wow, dai. Uite ce bine ne vedem. Wow. Tu vezi? Da, eu văd, tu vezi? La. Chiar ne vedem super. Da, super drăguț. De mașor, de mașor. Păi da, nu stai acolo, păi, boss, stai aici. Boss, adică. îți dă bine, boss, gata, iartă-mă, boss. Salutare, dragilor. Sunt aici alături de Vă salută fratele Coinacu. Bine v-am găsit la un nou episod de podcast. De data asta... Credeam că Conacu. Da, de mie îmi place să-mi pocez numele mereu. Ah, ok, bine. Bine. Iar deci, hai, suntem aici cu Cobacu. Sau doar tu ți-l păcești, scuze. Poți să-l zici Pulacu. Cozonacu. Colacu. Păi atât, că nu mai știu. Și Gosul Suprem. Opa, vibratoare. Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Astăzi, în orarele dumneavoastră care nu le aud. Entuziasm. Da. Am venit cu un nou episod de podcast alături de bășinoasa, arfoasa, bătrânoasa. Vino în cadru să te prezint. Cristina Almășan alături de noi, boys, să avem o discuție care nu are tentă sexuală, nu conține glume despre sex, despre copii care nu au niciun viitor, despre Colțescu sau despre orice altceva. Astăzi o să vorbim despre omul Cristina Almășan. M-am topit. S-a plăcut, nu? Ce drăguț. Să fiu al dracu dacă n-am vorbit cât de frumos am putut. Bă. Bună, Cristina. Bună, Conacu. Conacu. Cum te simți să filmezi a treia oară cu mine treaba asta? Că am filmat de trei ori. Am filmat de trei ori, da. Da, mă simt ca prima oară. Bă, ce drăguț. Deci nici nu mă așteptam la nimic altceva. Prima dată știi că te întreb și trebuie să-mi spui sincer și trebuie să știu. Orice om care vede treaba asta trebuie să se întrebe: cine e Cristina Almășan? Da, chiar ce? Cum e Cristina Almășan? Băi, tu! da, mă, nu. Deci, Cristina Almășan este o adolescentă. O tânără. Practic o copilă. Mă țeapă inima. Mi s-a beregat uscata. Poliții vă opriți-a.
Aoleu, câte cuvinte. Are 28 de ani, e de 10 ani în București, nu știe să parcheze mașina și a făcut 12 accidente. Ba, știu să parcheze mașina. Mașina știu să o parchez, da, și la accidente. Da, 12 accidente nu le-a negat. Da, câți ani ai? Am 28 de ani, într-adevăr. Mulțumesc. Te simți vârsta? Mulțumesc. Nu. De ce nu? Pentru ești înconjurată de oameni tineri mereu. Exact, și de suflete tinere. De... Dacă ești Melinescu sunt să mă bată, da, mama. Așa, așa. Da. Spune. Da, nu, atâta, asta voi. Da. Vă mulțumim că v-ați uitat podcastul ăsta și sper că v-ați distrat alături deci de noi. Deci tu chiar n-ai glumit, nu vrei să mai îmi pui întrebări. Bă, spune-le oamenilor cum ți-ai bătut pula de mine ca de un dovleac în bucătărie acolo. Dar nu e adevărat, dar nu m-am făcut asta, gen. Hai, lasă că nu te mai victimiza atâta ca o pizdă. Unde te-ai născut? Sunt din Timișoara. Și am venit în București acum 10 ani pentru facultatea de actorie. De foame. Nu, de foame m-am apucat de YouTube după facultatea de actorie. Bă, nu mă pune să editez, mă, la el mult. Merge la valiera, merge. Mamă. De foame te-ai apucat de YouTube? Se futu casca. Și te-a scos din foame YouTube? Da, m-a scos un pic din foame. Mai o parteneriat, mai o gumă, mai o... Da, mai o... Na. O puteți face și noi un podcast pe bune da, acum? Da, facem un podcast. Păi hai, da, când îl facem? Bă, îți dau cu sticla în cavă. Ajung la... Ești cu sticla în bot. O știi piesa sau nu o știi? Bine, ți-o arăt după aia. Hai, bună seara, dragii mei. Și bine ați venit pe canalul lui Coinacu. Bă, de ce îmi porcezi numele? Am crezut că așa... Bă, am început, mă, zici și tu, bă. Am început deja, gata, bă, gata. Vezi, mă, de ce nu pot să filmesc eu, că nu e profi, mă. Deci, bună seara și bine ați venit în casa mea, pentru că nu e așa, se filmează acest podcast la mine. Bă, mea, scroller ne mai lipsește. Scroller? Da. Se numește prompter. Nu, scroller. De la vertical. De la mine acasă, gen, când fac live-ul ca să salut oameni. Am aceiași oameni pe care îi salut mereu. Nu trebuia să zic că... Eu nu pot să lucrez în condițiile astea. Bine, gata. Bă, ai un contract, te rog să-l respecti. 28 de ani ai venit din Timișoara, da, în București, pentru facultatea de actorie. Da. Ai terminat-o. Am terminat-o. Felicitări. Mulțumesc. Te-ai apucat de YouTube. M-am apucat de YouTube. Ți-a mers. A mers. Bravo. Apoi? Apoi m-am apucat de Instagram. Ți-a mers. A mers. Apoi m-am apucat de TikTok. Ți-a mers. A mers. Bun. Deci ești un om realizat. Și acum e gata. Am ajuns în prezent. Ce să mai... Să mă apuc la 28 de ani cum am trecut așa. Cum a fost prima oară când ai venit în București, fiind fată? Băi, a fost... da, a fost un pic complicat. A fost greuț. Dar cel mai tare m-au surprins oamenii și mi-am dat seama că... de fapt am întâlnit în perioada respectivă. M-au surprins în rău, cumva. În perioada respectivă am dat eu de niște oameni pe aici prin București care te-ar fi mâncat de viu doar ca să le fie lor bine. Tu ești bucureștean. Da. Ai simțit vreodată asta? De că la ce? Că oamenii mă mănâncă? Da. Bă, nu, mi se întâmplă acum să simt treaba asta, când evoluez și când sunt pe val, dar nu... Înainte nu simțeai? Nu mă sau simțeam. Sau erai și tu unul dintre oamenii ăștia? Mamă, vrei să intrăm în șerpărie direct așa? Da, bă, cu mare drag. Nu, mi s-a părut că eram acolo, nu reprezentam un, nu știu, un potențial succes sau știi? Nu eram acolo. Eram, dar nu eram. Măi, da, mă, dar nu mă refer acum că nici eu nu m-am dat de oamenii respectiv când m-am apucat sau deja că de YouTube. Vrea să te mănânce? Da, în sensul că ți-ar face rău doar ca să-i fie lui bine. Da. Așa. Ai întâmpinat, nu? Da. E, uite, eu cu chestia asta nu m-am lovit când eram în Timișoara. Că mi se pare că în zona aia oamenii sunt mult mai vegetarieni sau ce, și mai blânzi așa, știi? Ok, da. Sunt foarte săritori, te ajută, sunt, nu știu, e... Adică ce vrei să zici, că Clujul nu e bun? Ba da, și ei sunt super mișto, adică și partea aia e... Sunt la fel, oamenii sunt foarte calzi și blânzi și buni. Da. În fine, mă rog, am dat de oamenii aia atunci la început, dar după aceea m-am anturat cu niște oameni super mișto și totul a fost bine. Totul a fost ok și în prezent e super ok, nu am mai dat de oameni ăștia jegoși supremi. Îi dau cu masa în cap, în cap, în gură, boss, îi dau cu masa în cap. Bă, leleu, dă-te cu bătul în cap, leleu, te-ai dus și ai băut rachiu? Bă, Mădălino, ce naiba, mă? Da, gata. Bă, nu, hai. Pe bune. Deci. Ce, vai, deci
O să mă distrez când editez podcast-ul ăsta, mai cuț. Mamă, cum a fost, gen, am înțeles că a fost impactul ăsta mare pentru oricine și dacă vii din afara, uite, de exemplu, știi de Fundulea, da? Da. Fundulea. Dacă vii din Fundulea și te muți în București, practic, în sector 2, adică 35-40 de kilometri maxim, tot e un impact pentru că schimb mediul. Și schimbând mediul din Timișoara în București, tu, te-a lovit o realitate crudă. Asta da, e termenul. Da, da. Bun. Okay, da. Neprofesional vorbesc. La modul oamenii pe stradă, oamenii când trece la magazin, când orice altceva. Da. Așa. Bun. Și apoi profesional. Ce ai făcut prima oară când ai ajuns în București? Deci, pentru mine a fost super ok faptul că am intrat la facultatea de actorie, pentru că am început să avem niște mici piese și să am... să am joburi pe partea asta chiar de la început. După care, tot în primul an de facultate, m-am angajat la o televiziune. Am fost prezentator TV la matinal și am prezentat live peste 100 de ediții, gen live la matinal. Și din nou a fost super ok, gen primul an de facultate, primul meu job să fie prezentator TV, mi s-a părut super tare, știi? Ai avut bombă, gen. Că nu mulți, cred că, din primul an obțin prezentator TV, adică cred că nu obțin nici după facultate mulți. Da, 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 așa e, da. Că ai avut pile? Și nu, 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 că acolo am dat de oamenii. Și cu ce te-au ales oamenii? Cu ce ce? Ce te... păi am dat un casting, s-a făcut un casting în perioada respectivă și... Deci chiar ai avut talent, mă, nu? Da, bineînțeles, dar încă l-am. Păi nu, nu se vede acum, sau probabil ți-a ascuns și tocmai de-aia am zis că... Păi el ține ascult că nu vreau să... Să-l vadă oameni ca mine, a fi deșteaptă. Nu vreau să vadă oamenii diferența între mine și tine și atunci țin eu ascuns pe al meu ca să par tu mai sus, știi? Să par eu mai sus? Da. Ce drăguț. Creier. Uite, deci ai și o inimă bună. Da, da, păi da, vin din Timișoara. Mamă, ce era să zic? Abține. Zi. Nu, zi, vreau să zici. Ai o inimă bună în comparație cu un corp prost, știi? Mai coță, câte lume. Eu în continuare, eu mă... Cumva am impresia că vorbim pe oameni, știi? Da, am... Da, am... Trecem peste. Nu, chiar am un corp prost. Dar dacă te încălzește cu ceva, să știi că am câștigat de două ori Miss. Miss Bălăceangă? Nu, Miss Boboc. De ce ai făcut clasa noua de două ori? De ce plăia te ajută? Ai făcut clasa noua de două ori? Nu, am câștigat și în liceu și în facultate, gen... Doamne. Ce știi tu, mă, noi ce să știi tu că tu nici n-ai ajuns la facultate, de asta nu știi că există Miss Boboc și acolo, gen. Bine și ea. Anul întâi facultate ai luat castingul da. Și ai intrat la televiziune. La televiziune, da. Cum a fost? A fost... Ai fost căcată pe tine, pe direct. Ai fost? Da, asta okay. Da, clar. Păi gândește că am avut, cred că, vreo o săptămână de pregătire, gen cum să învăț să citesc de pe prompter, că trebuia să citesc de pe prompter, cum să învăț să-mi dau singură prompter în cazul în care se strică nu știu ce regia, bla bla bla, nu știu ce, că aveai o pedală, știi? Și trebuia să o dau așa ca să văd cum îmi curge textul. În fine, super, chestii complicate, dar ca experiență a fost foarte mișto pentru că, practic, am învățat tot ce aș fi învățat într-o școală de televiziune dacă... m-aș fi dus și probabil că aș fi vrut să mă duc la una, știi, ca să învăț chestii. Și cam știu tot despre, adică știu cu ce se mănâncă televiziunea. Bun, ți-a adus un capital de imagine chestia aia? Nu, deloc, no. Absolut deloc. Și aici voiam să întreb treaba asta. E cineva care te știe de când făceai doar treaba aia? Nu. Știi de ce nu? Pentru că televiziunea nu era una atât de cunoscută. Se numea TVH2.0, nici măcar nu știu dacă mai există acum. H2O, da, așa îi zicea toată lumea, dar de fapt era TVH2.0. Pentru că era fosta România de Mare sau ceva de genul ăsta, nu mai știu cum se numea. Ai fost cu Vadim, cu Dalea, mă rog. Avea o treabă, România Mare. Nu mai știu atunci cum se numea. În fine, se numea altfel și practic de asta au organizat castingul ăla, pentru că voiau niște fețe noi pe ecrane, știi? Nu mai voiau aceiași oameni care erau deja și te-au ales pe tine. Bla, bla, bla. Da, exact. De-aia și nu mai există acum. Și cred că... Si. La un moment dat, nu cred că te-ai trezit într-o dimineață și ai zis, bă, să-mi bag ceva dacă nu vreau să fac YouTube azi. Nu. Cum ai ajuns în sfera asta de YouTube, de la televiziune? După vreo 7 luni am renunțat deja la televiziune. M-am axat. De ce?
Din cauza oamenilor de care ziceam mai devreme. Că acolo am întâlnit, da, bă, nu, a fost horror. Pentru că se schimbase producătorul emisiunii, a venit cineva și a zis: gata, bă, vă dau afară pe voi ăștia care sunteți. Acum eu vin cu oamenii mei, dacă vreți să rămâneți și voi pe aici, ok, dacă nu, nu. Și eu am mai rămas pentru că mie îmi plăcea ce făceam, dar am rămas să fiu doar reporter. Și după aia am zis, bă, nu, nu mai vreau. Adică producătoarea respectivă era ceva de genul: mi-e foarte foame, Cristina, du-te și am covrigi. Și zic, da, n-am dus spre bucata. Magazin. Uite, cred că ai putea să vorbești. Probabil să nu ți se mai întâmple așa ceva, poți să vorbești cu Zmără să te învețe peruviana. Smărândescu. Te pupăm, Smără, dacă vezi treaba asta. O să vină și la podcast. Da, acord. Zi, da. Așa. O să, cum, dar oricum o să vorbesc cu el. Da, e un el, normal, nu? Da, da, e normal. E un ea. E un ea. E o ea? Nu. E un ea. E un ea. Cum ai ajuns în YouTube? Așa. Deci în anul 2 de facultate. Dacă mai greu ca Dacia, știi? Da, îi dă două ori până pe urmă. Deci. Hei, uite ce drăguță sunt. Bun. În anul 2 de facultate m-am axat doar pe actorie și am jucat în vreo... Actorie? Da. Ce tare! Am jucat în vreo 8 spectacole. Mamă, da. Într-un an? Da. Destul de multe. Bă, chiar erau multe, nu? Multe? Sunt 200 într-un an. Fetiță, unde simți bine? Ai fost pusă pe lista de rezerve. Ai jucat în 8 meciuri dintr-un sezon. E ok. A lovit o realitate. Nu mă prind, jur, nu mă prind care e dumă. Dar nu e dumă. Da, gen, nu e dumă. Cum adică nu e dumă? Gen, ai jucat în foarte puține, da, față de cât e. Ce? Spectacole. Coi, sunteți retardați? Da. El a zis. Bă, dar nu mă face retardat, doar pe, dar nu face doar pe mine. Cum să zici că am jucat în puține spectacole? Păi gen, nu știu câte spectacole ai jucat. Păi în 8 spectacole am jucat, dar cum să zici, cine pula mea joacă 200 de spectacole într-un an? Nu știu, am auzit la stand-up că ea fac 200 de show-uri. Păi fac 200 de show-uri, dar n-ai cum să compari un spectacol de teatru, gen, cu un show de stand-up. Nici măcar nu știu ce pula mea să faci la teatru, adică știu doar că zici niște versuri, zici, mă rog, niște line-uri. Na, păi hai să pornim de acolo atunci. Deci. Bă, dar vezi că tu ai fost nașpa, ai dat doar pe mine, adică de mai susțin. După aia mi-ai dat fact up acum, aha, nu mai știu la ce te referi. Mă, eu am zis că ai jucat un 8 spectacole, nu? Da. Și ți-am zis bravo, gen, a fost ok. Nu ai fost, nu, ok, ai fost ironic că, în pana mea. Nu, am zis că ai fi putut, ai fi putut da mai multe. Nu, dar n-ai putut, nu există, gen, sunt foarte multe în pana mea. De asta am zis eu că sunt multe. Uite, vezi? Eu nu mai zis nimic, abas. E prea mult pentru mine, jur. Vreau să plec acasă. Asta, eu sunt acasă. Vreau să plecați voi de aici. Mă, cu gurița ta ai spus acum că sunt foarte multe, da? Da, sunt și multe. Și asta ți-am spus. Nu, tu nu mi-ai spus asta. Tu mi-ai zis că eram gen ultima roată la căruță, că am jucat doar în 8. Mamă, mă, că... Nu, măi, asta a zis, gen? Nu, ajută-mă, Denis. Denis, jur că asta a zis. Nu, băi, nu. Știi, fii atentă. Știi ce-ai spus? Ei, uite, o reluăm frumos. Da, hai. Da, uitați discuția, reluăm. Da, fii atentă. Ai jucat în primul an sau cum ai zis tu, în câte spectacole? Mai în primul an. În câte spectacole? Sau am câte avut 100 de ediții, okay, live la TV, gen. Nu, apoi ai jucat în 8 spectacole, da? Bun. Pe perioada de un an. Un an. Câte spectacole puteau fi în acel an maxime? Aproximativ. Unul singur. Ce? Poate tu ai jucat în 8, mă. Da. Te-au trecut aia pe hârtie și tu nu erai acolo sau cum? Boss, nu, stai mă, stai să-ți explic, stai să-ți explic. Oh, 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 calmați-vă un pic țâțele. Deci. Bă, coaie, a părit într-o glumă și mi-a... Deja... Ascultă-mă, una. Deci. Coaie, fost la dulci. Măi, femeie, bă, zi-mă. Ascultă-mă, deci fii atent. Deci, în general, oameni, da, care merg la o facultate de teatru, de exemplu, hai să dăm, eu am fost la o facultate privată, da? Dar dacă te duci la un ATC, oamenii aia pregătesc un singur spectacol pe an. Ei bine, eu am jucat în 8 spectacole. Eu am făcut 8 spectacole într-un singur an, which is mai mult, e de 8 ori mai mult decât la... Deci ai jucat într-un an când puteai să joci tu 8. Da. Bravo! Și totuși, ți-am spus, câte spectacole puteau fi
multe într-un an, da? Da. Și tu ai jucat în 8. Da. Puteai să joci mai multe? Nu. Gata, mă. Atâta poți. Ok. Ok. Așa, și în anul 3 de facultate îl cunoscusem pe Mikey Haș pentru că am fost aplaudat la o emisiune de la TV în care apărea el împreună cu Bendeac. Și acolo ne-am cunoscut și m-a invitat să fiu o actriță, să actoricesc în câteva emisiuni de ale lui. Și de acolo am început să lucrez cu el și pe partea de social media, de scenariu și așa mai departe. Puțin mai târziu ne-am făcut și un business împreună, aveam un escape room, știi ce e un escape room? Da. Îți plac? Da. Ai fost? Da. Așa. Și în 2017 m-am decis, pentru că oricum escape room-ul nu mai funcționa, că trebuia să investim alți bani în camere noi. Deși acum cu toată modestia am avut cea mai bună cameră din București. Și n-am spus-o noi, era un top care, na, pui mei, așa. În 2017. Ce crezi că-s prost să mai zic nu acum? Susțin tot ce zice. Și în 2017 m-am apucat de YouTube. Da. 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 Te-ai apucat de YouTube în 2017. Cu o idee pe care o aveai gândită din 2014. Da. Cum am știut asta, bă? Stalker. Cum? Stalker. Nu. Nu. Am mai auzit de două ori. Din 2014 îmi doream să filmez cu ea și uite că s-a întâmplat. În 2022 mi-am împlinit visul. O să fie mai cunoscut în 2022 și am zis și o să fie tot. O să apară chestia asta când o să fie mai cunoscută, da, și o să câștig, da, și eu, da, ceva, da, acolo. Păi nu încă o să fiu cunoscut abia după ăsta al tău. După ce postezi tu clipul ăsta. How to get money in 2020. Eu așa îmi place să zic. Nu 2020. Așa. Da, mă, deci oricum și-a dat toată lumea seama care se uită la podcastul ăsta că trebuie să stea așa, gen. Oare e real ce zice? Să mă apoi, mamă, ce râs de capra ai. N-am râsul ăsta. Deci, cred că oamenii sunt acum. Scuze, nu, chiar n-am râsul ăsta. Termină-te. Nu, mă. Trebuie să-ți aduci ochelarii, jur. Îi iau. Îi ai să mor tu că îi ai, nu cred. Îi am, în general, am două perechi. Oh my god. Dacă zic și motivul, nu mă crezi. Care? Nu, vreau special pentru ăsta, nu? Nu, aia, căcat. Da, care? Am început în ultimul timp, oamenii cu care mă întâlnesc sunt... Să vrea poză cu el? Vor să fac story-uri cu el și am avut... A, e funny. Gen, doar făceam vocea și la un moment dat erau, mamă ce tare dacă aveai și ochelari. Și am zis, bă, pula mea, să nu-i dezamăgesc pe oamenii. Și, hei, ia uite, aici ce am. Și scot ochelari și fac gen, păsam să-mi coinacu. Funny, da, bine că ai ochelari. Da. E mișto. Unde am rămas? La palma asta. A, nu, nu. Ne, dau eu. Nu știu cum să dai într-o fată. Și, practic, startul tău pe YouTube. Da. Care? 2017, primul meu clip despre cum se pișă fetele într-o toaletă publică. Succes garantat. Chiar da, este cel mai vizualizat clip de pe canalul meu. Cât are? 3,3 ceva, da, vreo 3 milioane și ceva. Nu. Te așteptai la succesul ăsta? Da. La el? Da. 3 milioane? Da. Știam că o să rupă. Pentru că n-a mai făcut nimeni pe YouTube chestia asta. Adică dacă eu vin acum cu o idee care nu există pe YouTube, face 3 milioane? Sau mă rog, face cât vreau eu? De exemplu, dacă setez un mindset cu un milion, un țel, face 1 milion? Eu zic că da, nu știu, la mine a funcționat, adică eu am știut, gândește că eu aveam ideea asta, deci fii atent. Ai un pic, stai, mă, că... Deci fii atent, gândește că eu aveam ideea asta din 2014, da? Și e chiar o problemă... Nu pune mâna pe mine că mi se scoală pula. Deci, gândește că n-am pus mâna, deci chiar n-am pus mâna, n-ai zis să nu pun ante brațul. Corect, corect. Ok? Deci eu aveam ideea asta din 2014 și m-am gândit că chiar e o problemă... Tu ai vrut să înveți femeile cum... Da. N-am vrut să învăț, dar sunt foarte multe tipe care se regăsesc. A. Numai care se regăsesc, gen. Și este o problemă cu care fetele... Băi, Denis, nu vrem să facem un clip cum să te piși în 10 metode bărbătești? Nu, că vreau să o fac tot eu. Cum se pișe bărbații. N-am stabilit că o fac eu.
E clipul de relansare, să știi. Am vorbit treaba asta. Da, mă, da, da, da. Da, am vorbit în podcastul trecut pe care voi nu-l vedeți. Și, și cum să... E podcastul trecut? N-ați pornit surprete? Nu, dar ne uitam amândoi proști. Nu vedeam trailerurile alea prinse. Da, acum asta prins, mă uit numai la ele. Rec acolo, tot aici, tot, tu ai tot. Pe tine, eu am pe mine. Am pe mine. Iar zice, eu mai am două liniuțe. Într-un minut jumate, ea nu mai avea nicio linie. Da. Așa. Dar valerile proaste. Cum se pișă femeile, așa se numește? Da. Cum se pișă femeile? Într-o toaletă publică. Într-o toaletă publică și arăta mai multe moduri. Da, am arătat vreo 10, cred. Și clipul ăla ți-a rupt. Da. Ți-a rupt și te-a lansat. Primul tău clip pe YouTube. Da. Ce-a urmat? Ce faci când stai pe WC-ul? Mhm. Altceva în afară de faptul că stai pe telefon. Am dat alte metode, am exclus-o pe asta total, am dat alte metode. Și acolo am băgat sunete pe care oamenii chiar le credeau reale. Ok, da, e normal. A, troller, cred, cumva. Nu, oamenii, nu. Și am crezut că sunt troll, dar nu, oamenii chiar au crezut gen. Mm-hmm. Dar mă rog. Au fost troll, au fost goblin. Cine sunt eu să-i judec? Corect. Și apoi... Și apoi, dat seama că vrei să faci YouTube sau că vrei să faci bani din YouTube? Nu, păi îmi dădusem deja seama că vreau să fac YouTube în momentul în care... Dar știi cum a fost? Mm. Deci eu în 2014 când aveam ideea asta și le-am spus-o câtorva prieteni, le-am zis, bă, uite, vreau să vorbesc despre asta. Că pentru mine chiar era o problemă reală, știi? Mm-hmm. Mă duceam într-o toaletă publică, nu știam ce să fac. Bă, eu ud cola, oricum n-ai cum să te așezi pe el că e scârbos. Stau în picioare, dacă mă ating din greșeală, stau într-o fandare pe perete, așa, cu piciorul sus, o scot, dar nu am ce să scot, eventual să pun o pâlnie sau ceva, nu știu, știi? Era o problemă reală pentru mine. Și zic, sigur se mai regăsesc fetele, adică fetele știu despre ce e vorba. Și băieții erau curioși să afle că ei nu știau ce, tu te-ai gândit vreodată? Da. Ei, te-ai gândit din picioare, din picioare, cu precizie, jet. Păi așa faci tu. Nu, mă, și voi. Păi cum, în parada? Eu am văzut femei. Băi, eu am văzut femei când îmi făpteau chestia și nu sunt stalker sau ceva, adică nu am intrat peste, dar am văzut în diferite, nu știu, pe marginea câmpului la nu știu oriunde. Și am văzut femei care au făcut treaba asta. Și dădeau de aici. De aici de sus așa? Da, băi, și jetul păi, ducea spate. Păi, dar n-ai cum că tu ai pantalonii practic până aici, gen. Nu, mă, că pe păi, am văzut femei cu fustă, iată. A, pe asta cu fustă, da, ok, pe pantalon, înțeleg. Mă. Dar dacă ai pantaloni, n-ai cum că te țin pantaloni aici, în pana mea. Ține-mă. Dar fii atent, există chiar există niște pâlnii pe care ți le pui. Fii atent că vorbești cu un bărbat. Shiwi sau piwi, ceva de genul ăsta. Cu peste. Bă, mi-ai zis fii atentă. Deci tocmai mă consider un piză. Scuze, n-am vrut fată, scuze. Today's mood, badass, bitch. Eu? Cred. Nu e adevărat. Ți-ai dat seama deci că vrei să faci YouTube înainte, ai zis? Da, mi-am dat seama, da. Ok. Și chiar în 2017, de Revelion, am zis, anul ăsta mă apuc. Și pe 3 ianuarie am filmat clipul. Ok. Și a explodat. Cum? Pe cât a apărut? Pe chiar pe 3 a apărut. Ah, ok. Gen. Ai filmat și l-ai editat și l-ai postat. Da. Și a explodat, nu știu, cred că în vreo 2 săptămâni. Mm-hmm. Avea deja 100.000 de vizualizări pe un canal cu, nu știu cât aveam atunci, vreo 15.000 de abonați, cred. 15.000 de abonați făcuți de tine? Făcuți de mine pentru că lumea îmi dădea, da, mă știa lumea de la Mikey și era, bă, hai să-i dăm follow cu deci, tine. Deci, oricum, ai avut puțin ajutor, cumva, puțin mai mult. Da, i-am avut pe ăștia 15.000, adică, da. Mă refer și la crearea clipurilor și la... A, da. Îți făceai toate ideile clipurilor, adică tu ai făcut tot singură, în afară de editare, că de la editare tu mi-ai spus mie, mă rog, să le spui și oamenilor. Da, da, le spun și oamenilor, că eu, într-adevăr, la început aveam niște prieteni cu care colaboram. Ăștia de la studio de la Mikey mă ajutau foarte mult, în sensul că oricum filmam în studioul lui Mikey, aveam cameraman, aveam om la editare, aveam absolut tot ce aveam nevoie, lavaliere, microfoane, lumini, absolut tot. Eu trebuia doar să vin cu ideea creativă și să o pun în scenă. Deci, practic, tu erai și servită cumva, chiar dacă e dur termenul, servită. Bă, aveai tot. Aveam tot, da. Și în comparație, mai ai acum treaba asta? Acum nu mai am nimic. Și crezi că asta e... Mai am doar om la editare. Nu, crezi că e un motiv pentru care tu nu mai ești activă pe YouTube acum?
E normal, ăsta e principalul motiv, gen. Și nu te ambiționează, nu vrei să reușești? Băi, nu știu ce să zic, nu prea mai am drive-ul ăla să-mi doresc atât de tare. Gândește că mi-a luat 3 ani de zile să filmez prima mea idee, să am drive-ul ăla, bă, vreau să mă apuc, exact cum am avut atunci, știi? Și acum sunt așa, nu știu dacă vreau, dacă nu vreau, pui mei. Dar sunt convinsă că în momentul în care o să vreau mă reapuc, o să simt și o să fac exact la fel cum am făcut odată trecută. Știi de ce zici tu treaba asta acum? 100%. Amără, 99% probabil că mă pronunț eu. Pentru că ai varianta asta a doua, TikTok-ul. Păi și asta este un motiv, într-adevăr, da. Tocmai de asta zic că în momentul în care o să vreau să mă reapuc de YouTube, într-adevăr, din nou, să mă reapuc din nou, mă rog. Pui mei. Așa, o să simt clar și o să zic, bă, vreau din nou să mă reapuc și o să vin în forță, știi, să fac chestii șmechere. Că și la content, dacă te uiți la contentul pe care îl postam atunci, de exemplu, eu chiar mă uit cu drag la... Te mai uiți la clipurile tale vechi? Da, mă uit. Am câteva clipuri pe care le prezint mereu prietenilor. Vrei să arăți niște clipuri după ce încheiem aici? Ok. Dar nu le știu, nu mi-am făcut temele, nu te gândi că... Bine, păi tocmai de asta te întreb dacă vrei să ți le arăt după aia. Știi de ce vin eu cu... Cred că o să-ți placă două dintre ele. Am și eu niște clipuri gen Black Girl, mă rog, sunt niște de astea, le știu eu. Black Girl Cum On Nose și mai sunt vreo două, cred. Cum ce? Cum ce? Zic pe nas. Nu, dar știi, mi se pare tare treaba asta că te uiți cumva la clipurile vechi, dar nu înțeleg motivul pentru care, că poți să fii tu oricine ai fi, în momentul în care te uiți la un clip vechi de-al tău, te uiți cu motiv, nu cu drag neapărat, cu motiv, care e motivul? Păi, ți-e dor? Nu, stai, mai eu mă mai uit la clipurile vechi, în sensul că tocmai ziceam mai devreme că le arăt unor prieteni, știi? Ok. Și atunci când le arăt, mă uit cu drag la clipurile alea, pentru că într-adevăr se vedea că le făceam cu drag. Adică anul ăsta, uite, de exemplu, am mai postat câteva clipuri, dar o făceam așa mai mult, bă, hai să mai postez și eu ceva pe YouTube, ca să fie acolo, să nu moară canalul, să nu știu ce. Și după aceea încet a început să moară, că nu mai era genul ăla de clipuri pe care mare, le făceam acolo, știi? Cred că cea mai mare spaima a unui YouTuber când îți moare canalul. Cum vezi treaba asta? Îi mai dai revive la un canal de ăsta? Da, îi dai. Crezi că se poate? Da, eu sunt absolut convinsă. Zile oamenilor, care e succesul? Nu știu, care e rețeta succesului să dai revive la unui canal? Să-i dai revival? Top influencer? Ce asta? Nu, e o emisiune pe care a pornit-o. Mi se șoptește în casc, boys, ce? E o emisiune pe care, adică Mimi s-a lăsat de YouTube, da. Și acum a pornit această emisiune care se numește Top Influencer și a intrat cu ambele clipuri în trending. Deci cumva, vezi, se poate. Dar ți-am zis, eu încă nu mi-am propus asta și anul ăsta am postat doar așa că trebuie. Pornisem de la ideea, dă-le un sfat oamenilor, da, care vor să-și reia treaba pe YouTube, să dea revive la canal. Ai vreun sfat, gen? Bă, afară de la basic, muncește? Nu cred că... Toată lumea se leagă de treaba asta, știi, că muncește. Ai și zice, că sunt plane, zice... Ia stai, lasă-l dracu de subiect până la urmă. Ce? Da, băi... Dormă! Da, bă, ce părere de treaba asta, mă? Toată lumea spune muncește. Și oamenii chiar muncesc. Da. E, unul reușește și altul nu reușește. Da, amândoi muncesc în aceeași măsură. What's going on? E vorba și de față, e vorba de farmec, de atitudine, de poate umor, inteligență, sunt foarte multe chestii, adică n-ai cum să... Păi și tu? Stam, bă, nu mai râde, mă, că chiar nu vreau să mă iau de ea, mă, dar... Dacă bă, întrebarea era cum am reușit eu... Da, urma să te întreb la ce, măi, Denis, mă... Urma să te întreb la ce, măcar te simt de partea mea un pic, urma să zic la ce excelezi tu, știi? Eu sunt foarte bună, oricum niciodată nu m-am bazat pe asta, că la mine ține mai mult de atitudine, nu neapărat de aspectul care fizic, care e atitudinea știi? Ta? Una super pozitivă, am
super mare încredere în mine. Da. Sunt super sinceră și cred că asta iarăși a fost super ok, pentru că tot timpul am zis efectiv ce am vrut eu să zic. Ce înseamnă super sinceră? În YouTube. A, în YouTube. Bă, nu așa de zic cu zic, că super sincer am înțeles. În YouTube înseamnă da. Că dacă ai ceva de zis, zici orice ar fi. Nu știu, eu nu am să niciodată să mă ascund după chestii, că mama, poate nu-i bine să zic asta sau poate nu. Da, ai ținut cont de anumite politici. Bine, am ținut cont de anumite politici în sensul că nu vorbesc vulgar pe online, că nu... A, dar ce vorbești în zi de zi cu zi? Păi așa? Nu, asta zic, că nici în viața de zi cu zi, adică destul de rar folosesc. Mij și car. Oh my car. Dar chiar ai fost pe Omega. Cum ți-a părut reacția oamenilor când te vedeau? Super cute. M-am gândit să fac un un clip. De ce? Cu asta. Nu, de ce să faci un clip? De ce ți-a părut super cute? Păi pentru că toată lumea reacționa așa, era gen, se uita și era oh my god, Cristina Almășan! Și mi se părea super tare. Și crezi că te știu din YouTube majoritatea sau din TikTok? Au fost foarte mulți care mi-au zis: mamă, să știi că sunt abonată la canalul tău, nu știu ce, și atunci îmi dau seama că vin de pe YouTube. Dar sunt și, erau și mulți care: tu ești aia de pe TikTok, Cristina Almășan, da. Tu ești aia? Uite, astăzi inclusiv am fost până într-un magazin din ăsta de cărți, am fost, cred că, Cărturești sau Diverta, ceva de genul ăsta, iar omul de acolo, care avea 40 plus, mi-a zis că mă urmărește pe TikTok și a zis: tu ești cumva Cristina Almășan? Eu nu, tu da? Da. Și ce reacție ai când... Mi se pare super tare. Adică mie, de exemplu, nu știu tu ce gen ești, dar pe mine dacă mă abordează cineva pe stradă, eu sunt super happy. Mă bucur când vine cineva la mine: hei, Cristina, eu sau facem poze. Eu sau... prima oară sunt surprins, știi? Încerc să mă obișnuiesc cu treaba asta. Dar apoi sunt, nu știu, băi, îmbrățișez treaba asta foarte rapid. Uh-huh. Nu că sunt super happy, eu sunt, cred că, excitat. Adică mă bucură și mă surprinde și mai vreau în același timp. Cred că ăsta e cuvântul. Da, da, da. Super excitat. Da. Cred că asta, da. Asta zice pentru mine. Uh-huh. Dar mă comport exact că asta vreau să întreb. S-a părut că oamenii... Scuze, e o diferență între noi, știi? Oamenii mă văd pe mine pe live-uri. Da. Și mă văd și în viața reală. Pe tine te-am văzut pe YouTube, dar și în viața reală. Numai că la tine e un... o mare, mare legătură între viața reală și YouTube. Practic, tu ai multe momente în care ești la fel, pe clip. Doar că arăți, cum am mai zis, bă, 10 moduri sau tipuri în care să te piși. Da, tot Cristina Almășan s-a pișat cumva, știi? Cu o doză mică de nebunie. Iar la mine pe live e... nu mai e Alex din viața reală, știi? E un Alex personaj. Alex se cheamă? Da. Și Iulian. Cristina, încântată. Te pup, bro. Pare bine. Te pup. Ce? Nu, nimic, continuă. De ce te uiți la mine? Cu Oxenin și Goi. Hai, zi, că mă uit acolo la tine. Nu. De ce te uiți la mine cu Oxenin și Goi? Nu crezi că ar fi mai bine să-i scoatem pe amândoi? Mă, te învăț, tată. Mă, rămânând la treaba asta, ți-a părut să ai chestii... A, da, da. A, te-a sunat anul 2000, a zis că-și vrea. Deschide geamul, că intră gluma. Vă rog frumos să puneți camera, să vedeți că geamul chiar era deschis și n-a intrat nicio glumă. Atunci, deschide gluma, că intră geamul. Nu, da, era deschis, mă rog, ai mutat și cadrul aia. Aoleu, corona. Trebuia să te beși. Da, corect, da. Ai pus prea încolo, da. Trebuie mai încoace. Bun, hai. Ce voiam să te întreb, de fapt, era așa. De fapt, da, mă rog, cam asta e. Nu, stai că eu n-am înțeles ce ai vrut să spui. Că gen, tu ești două persoane diferite. Unul ești pe YouTube și unul ești în viața reală. Un pic diferit, un pic mai mult de fapt. Păi bine, dar stai că și eu sunt, adică gândește-te că eu... Nu, voiam să te întreb dacă lumea te pune să fii ca pe YouTube când te vezi cu ei. Sau vor doar pur și simplu: hei, bună, Cristina, facem o poză și atât, da. A, nu, doar atât, nu. A. Păi nu mă pun, că gândește că eu pe YouTube apar în... în foarte multe ipostaze. Mm-hmm. Adică sunt și Cristina aia și aia și aia și aia, știi? Sunt roluri cumva, că eu practic și asta a fost și un alt motiv de al meu de a mă apuca de YouTube, pentru că o vedeam ca pe o a doua scenă, știi, de teatru. Puteam să fiu oricine voiam eu să fiu. Okay. În mediul online. Ok. Ți s-a întâmplat să ai chestii nasoale cu oamenii cu care te-ai întâlnit și te-au recunoscut? Nu. Niciuna? Nu.
chiar niciuna, nu. Care au fost cele mai fani întâlniri cu... Bă, e ok să zic fani, nu? E, și de ce? Mie mi s-a întâmplat. Eu am pus un titlu pompos. Eu nu i-am numit niciodată fani, pentru că am considerat că îți trebuie mult mai mult decât ceea ce fac eu ca să ai fani, știi? Adică nu... mult mai mult. Da. Și eu am zis, bă, mereu o să vorbesc, la, gen, o să mă refer la urmăritori. Uh-huh. Sau la susținători. Uh-huh. La urmăritori mai mult. Abonați. Și, sau abonați, da. E, în momentul în care eu am vrut, pentru, de dragul, știam ce prinde pe YouTube, știam, că știm amândoi că îți trebuie un titlu, îți trebuie un thumbnail, îți trebuie o descriere ca să-ți prindă clipul, să-l facă mai catchy pentru oamenii care nu te cunosc. Și eu voiam pur și simplu să-l fac mai catchy. Da. Și am zis, fani. Și m-au taxat foarte mulți oameni, mulți oameni, 10 la rând, rapid, știi? Bă, tu, fani. Păi da, dar ideea da, înțeleg, eu înțeleg perfect. Și asta vreau să zic, gen, ești ok dacă zici fan sau cum ești tu? Nici eu n-am ținut neapărat să-i numesc așa, le spuneam urmăritori, abonați și așa mai departe, exact ce spui și tu. Dar ei, la urma urmei, sunt fani. Da, te susțin și te plac adică și te urmăresc. Și eu la rândul meu sunt fan a nu știu cui, oamenilor pe care îi urmăresc eu, știi? Dar nu înțeleg de ce se supără. Nu crezi că în 2020 totul e prea sensibil? Ba da, mai ales cum a început anul ăsta, deci a fost totul sensibil. Dar nu neapărat că... A fost... De ce? Că a început, cumva anul a început cu chestia cu... Nu, cu ăla din America care l-a omorât pe... Nu. Și cu ăla și de acolo au plecat altele. Adică, într-adevăr, oamenii au fost super sensibili, da, nu, a fost... Oricum, în general, sunt oameni destul de sensibili așa la... Da, mă, dar parcă nu criticăm atât de mult. Parcă, nu știu, acum criticăm extrem de mult orice se întâmplă. Da, și... nu știu care e chestia. Da, cred că care, cred prea că mult e... acces la internet, la toată. Da, se dezvoltă prea mult sfera asta online și n-ai cum să ții în frâu. Da, așa crezi este. Că poate cineva să stăpânească online acum, în momentul de față? Nimeni. Nu. Pe mine cel mai tare mă amuzau. Când tu primești hate? Da, ai hate? Da, ai hater, nu? Da. Și eu aveam, bineînțeles, adică de la începutul clipului, de la primul clip aveam hateri. Și erau foarte mulți la început, veneau foarte mulți copii. Și erau genul ăla, că bă, ești nu știu cum, așa. Da. Eu le răspundeam, eram gen ok, sau ziceam, sau puneam inimioare sau chestii de genul ăsta. Și dintr-o dată erau... Oh my god, sunt fanul tău numărul 1, nu pot să cred că mi-ai scris că nu știu ce, că te ador, că bla bla bla, știi? Bipolari. Asta era una dintre categorii. Da, și de categorii. Ce cred că se întâmplă treaba asta? Pentru că omul vrea să fie văzut, observat, băgat în seamă. Păi și așa? Păi da, dar nu mai sunt oameni care nu interesează prin ce mijloc. Da, nu știu, oricum. Oameni, băi, cert este că le dădeam oricum bloc după, adică. Ok. Și în general, adică uite, de exemplu, în primul an sau în primul an și ceva, nu știu, n-am dat bloc nimănui, efectiv îi lăsam pe toți să scrie ce vrea, să nu știu ce. Dar după aia am zis, bă, dar de ce? Dacă oamenii se vede clar că nu vor să fie, să mă vadă, păi mie de ce să le... Am zis, hai să le curm puțin suferința. Nu ți-a fost greu cu hate-ul, nu? Nu, absolut deloc, niciodată, pentru că am și o vârstă și înțeleg altfel. A recunoscut, mă, Denise, este, mă, când ne-a luat, mă, 48 de minute. Râdem, glumim, dar chiar am o vârstă și am învățat să văd altfel lucrurile. Adică eu știu ce știu despre mine și mi-este autosuficient. Nu am nevoie să, adică nu mă afectează, efectiv, nu mă afectează să mă facă cineva proastă, curvă, oricum, nu știu. Ce oricum folosesc niște termeni, am învățat foarte multe cuvinte în ăștia 3 ani și nu mă interesează că practic n-are de ce să mă intereseze părerea unuia care nu mă cunoaște, nu știe absolut nimic despre mine, știe doar ce am arătat eu, știi? Ești pe gândul vâncică, bă, dar aia știu ce ai făcut tu, știu cât ai muncit tu, știu cine exact. Ești tu? Nu știu, nu. Ok. Da, despre asta. Și oricum, de foarte multe ori, comentariile de hate nu spun atât de mult despre noi, cât spun despre ei, despre cei care comentează. Bă, da, vrei să zic o vorbă? A zis-o cineva. Omul care spune că te iubește,
Nu știu dacă spune adevărul. Dar ăla care spune că te urăște, ți-o zice din tot sufletul. Zici? Da. Adică mai repede te ferești de ăla. Eu mai am momente în care le zic prietenilor mei, te urăsc. Dar nu la modul ăla, la modul, știi ce, la ce mod mă refer. Dar de ce? Păi, cine a zis asta? Ibra. Cine a zis asta? Ibrahimovic. Cine? Ah, Ibrahimovic, ok. Da. Da, mă, dar a zis-o el. Și a zis că el are talentul ăsta. Dar unde a zis? E citit cartea? Ibra? Da. E jucător de cricket. A, lol, am crezut că te referi la Ibrahimovic, jucătorul. Nu, Zlatan sau cum cheamă. Da, nu. Bă, despre ăla vorbeam. Nu am citit cartea, pur și simplu am auzit pe el zicând treaba asta. A zis că... Păi nu, că ăla n-are cartea, el are fotbalist. Da, are talent, talentul ăsta să, să-și transforme hateri în susținători. Cum ți se pare treaba asta, să-ți transformi un hater în susținător? Ok. Uite, mi se întâmplase o chestie, de exemplu, anul ăsta. Dar excludem copiii aia care spun, oh my, my god, te urmăresc. Da, 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 excludem pe aia. Uite, mi s-a întâmplat o chestie anul ăsta. A încercat Lospa, știi pe Lospa? Ciprian Lospa, da. Așa. A încercat să se ia de mine, gen, și mi-a făcut un clip, m-a făcut cu și cu oțet, adică efectiv m-a distrus în clipul ăla. Și de acolo mi-a venit... Cum? Sau pe bune sau? Da, da, m-a distrus clipul, da. A fost gen, dar a avut dreptate? Asta vreau să zic. Nu, 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 n-a avut deloc dreptate. Cel mai tare m-a deranjat că știind că are o comunitate atât de mare, nu știu exact câți are, dar vreo 100-200 de mii, cred că. 150 de mii, cred, 100 de mii. Așa. Deci mi-a venit un val de hate super, super mare în perioada respectivă. Da, foarte, foarte mare. Dar n-a ieșit de mult clipul, parcă, nu? În prin aprilie, cred că mai, nu știu exact. Ok, relativ. Da, da, da. Ok. Și tot în perioada aia începusem eu un proiect cu ăștia de la The Full. Era o emisiune, Cristina întreabă, comedianții răspund. Comedianții de stand-up, știi? Mm-hmm. Băi, și în comentarii veneau foarte mulți de la el, știi? Că bă, că Lospa a zis că nu știu ce, ce pula mea caută asta aici, ce nu știu ce, că ei nu știu cum. Și oameni care n-aveau practic cu emisiunea legătură, nu? Da, 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 nu, dar veneau pur și simplu, știi? Erai tu acolo. Da, exact. Și la un moment dat, tipul care se ocupa de proiect și de canalul de YouTube The Full, că acolo se posta emisiunea, a început să le răspundă și a zis, bă, dar de ce? Gen, de ce o înjuri? Ce ți-a făcut? Ce nu știu ce? Păi și ziceau răspunsuri, astfel încât, deci tot vorbea, bine, omul are și o răbdare și o înțelepciune, gen, eu n-am văzut, eu n-aș fi băgat de seamă, pur nu și simplu, știi? Nu neapărat o răbdare și o înțelepciune, dar cred că nu era vorba neapărat despre el. Asta e și una tu. Când da, e vorba despre corect. Tine direct, te atacă mult, sau ar putea să atace unul. Când e vorba despre altul, poți să zici la un moment dat, bă, mă cer cu ăsta sau vreau să-i schimb părerea lui ăsta sau vreau să aflu ce zice ăsta. Dar dacă nu mi-a se dă, pula mea, că e vorba despre ea, nu e vorba despre mine, că poți să abandonezi oricând. Da, 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 da. Dar el voia, efectiv, voia să înțeleagă care-i faza. Se ducea deep. Da, exact, da. Okay. Bă, și îi schimba. Și la ultimele comentarii erau cu, bă, nu, ai dreptate, Cristina chiar e o fată mișto, dar m-am lăsat influențat de Lospa, de dar nu știu ce. Dar ce zicea Lospa, practic, în clipul lui? Nici nu mai știu, era legat, deci chestia a pornit în felul următor, că el a făcut un clip în care citea comentariile de la pozele mele de pe Instagram și eu am reacționat la clipul ăla pentru că efectiv mi s-a părut funny, gen eram gen, bă, hai să reacționez la el că chiar e funny, știu și eu ce comentarii primesc și într-adevăr era funny clipul. Și la final i-am spus că de fapt pe el asta l-a atacat, i-am spus că... I-am zis că nu îl urmăresc, dar știu, am auzit despre el, dar nu îl urmăresc, că efectiv nu sunt abonată la el. Da. Și am zis că nu e genul meu de content pentru că știam că el face hate. Și am zis că, bă, da, te iei de ceilalți, că practic el așa a crescut. Asta i-am zis că cum să și crești dacă nu așa, știi? Și el s-a atacat de la fraza asta. Da, nu ne-am luat, adică eu n-am mai reacționat în niciun fel la nimic, știi? Dar chestia e, gândește-te că eu știam de el de pe vremea în care, în primul lui an, efectiv făcea diss track-uri pentru youtuberi mari, care erau la vremea respectivă, adică nu mi-a făcut niciodată mie sau ceva. Dar făcea, nu știu, efectiv pentru toți ăștia și dădea cu hate în ei. Și el s-a atacat foarte, foarte tare pe fraza aia și a zis că... nu mai știu ce a zis, că eu fac hate, dar am clipuri în care nu știu ce face, că face și bine, dar clipurile alea în care zice de bine erau
foarte puțin vizualizate, știi? Față de astea cu hate. Are, are câteva serii, mi se pare că Host Cibernetici. Exact, da, am văzut și eu după aia, într-adevăr, așa este, dar el nu e cunoscut pentru alea. Da, nu știu. Eu l-am uitat pe canalul lui și într-adevăr, adică m-am uitat pe canalul lui și la alea care sunt mișto, are mai puține vizualizări decât la alea cu hate, știi? Ca așa, bă, dacă te uiți și pe canalul meu, bă, și eu am niște chestii chiar educative și super mișto, dar într-adevăr n-au vizualizările clipurilor în care mă scălăm băi și puii mei, mai știi? Mai autoironică, știi? Adică... Păi nu a fost deloc autoironie. Nu, la modul că... Cred că îi se potrivește oricum 95% ceea ce face, stilul ăsta de content, îi se potrivește. Chiar îi se, părerea mea, cum îl văd eu pe online. Da, mă, nu știu, nu-l cunosc. Oricum, mi s-a părut ce YouTuber urmărești? Oricum s-a atacat mult prea tare pentru ce era de fapt, în fine. Ce YouTuber urmărești? Din România, da. Îmi place foarte mult Coțofană, Băieții de la Noaptea Târziu, Bro, nici nu mai știu, sincer să fiu, urmărești nu prea urmărești ceva obsesiv, așa? Nu. Nimic? Nu. N-ai timp? Nu am timp, dar nici nu... Eu sunt pe segmente și s-a întâmplat pe diferite perioade să-i urmărești. Uite, de exemplu, Coțofană cu Poliția Muzicei, l-am urmărit cred că vreo 2 luni, da, constant. Bă, tot ce apărea, bum, da, digeram. Da. Și la un moment dat avem o schimbare, că eu mi-am dat seama că eu schimb foarte mult contentul pe care îl urmăresc. Dar... Au rămas la mine 2 oameni pe care îl urmăresc constant și acum, indiferent de content când îl schimb. Pe cine? Pe Zaia Fet și pe Atenție Cadmere. Bă, iubesc pe oamenii ăștia. Deci, bine, probabil sunt eu interesat foarte mult de contentul de genul. Da, da, da. Dar am urmărit dar nu, foarte și mult. Eu, și eu îi urmăresc, îi urmăresc și pe ei, dar nu constant. Am fost pe segmente, cum ar fi prima dată cu Poliția Muzicii, apoi am sărit în Bogdan Techeș, de exemplu. Da. Și când am văzut, mi-a plăcut și foarte mult felul în care el edita, cred, știi? Că da, și da, și mie îmi place foarte, foarte mult. Și apoi, nu știu, în ce m-am dus? Am încercat să mă uit la Bro, să fur idei de cum să lucrez cu sketch-uri, nu idei de sketch-uri, că mi se pare că dacă fur o idee de sketch e zero, adică dacă vin eu acum cu 10 tipuri în care să pișă femeile, e nulă, părerea mea. Da, am e încercat să nulă văd... dacă mai există un clip care are deja foarte multe vizualizări. Da, crezi că dacă cineva face un clip acum și nu știu, face 50.000 în 2 ani și vine altul care e pe val și face același clip, aceleași idei, dar face 1 milion, ăla e mai bun? În ochii lor, da, pentru că nu știu clipul ăla. Dar dacă vine cineva și zice, stai bossule că vezi că a copiat ăla, o să cadă rău. Același... O să... Ok, am înțeles-o. Bun. Ce părere ai despre YouTuber în general care, de fapt, nu o formulez bine, crezi că YouTube-ul te schimbă ca om? Nu-mi dau seama. Mie mi s-a spus că nu m-a schimbat. Mi-au spus prieteni gen din Timișoara cu care nu m-am mai văzut, gen. Dar nu-mi dau seama în ce sens. Adică da, crezi că nu, lumea poate, poate să... Da, crește pe da, YouTube? Da, 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 da. Da? Da. Cifrele schimbă oameni. Da. De ce? Da. Nu știu, dar oricum asta e ca și în viața de zi cu zi, ca și la, ca la oricine de fapt. Adică cifrele schimbă oamenii, categorii. Și totuși pe tine nu te-a schimbat. Pentru că eu nu am fost atât de interesată de cifre, niciodată. La mine n-a între fost ce niciodată... perioadă de abonați ai avut drive-ul ăla foarte puternic? Și ce zic? Că la un moment dat te-ai propus, bă, mamă, vreau să fac. Ai avut o perioadă măcar, nu știu, de la 20.000 la 50.000 sau la 50.000 la 100.000? Nu, chiar în primul an îmi propusesem, am zis, bă, vreau anul ăsta să fac 100.000 și am făcut 100.000 de abonați în primul an. Și... după aia am mai avut drive-ul ăla până pe la vreo 350-370.000 de abonați. Constant sau ai luat o pauză și nu, după aia? Nu, constant, constant. A, deci practic... deci am avut practic aproape 2 ani și ceva și am avut. Și ce înseamnă drive-ul ăsta? Te uitai, erai atentă neapărat la câți abonați faci? La... Nu, 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 asta zic, deci pe mine nu m-au interesat niciodată cifrile astea, le aveam ca goals, dar eram... Ok, whatever. Nu te uitai pe statistici, da, nu aveai treabă? Nu. Deci, nici acum nu mă uit pe statistici, gen. Tu ești practic into ca să postezi. Exact. Și să nu te aștepți da. Neapărat da. La un clip ceva, da. Dar tu vrei să faci contentul. Și, dar fii atent că asta era o altă chestie, că
Uite, de exemplu, eu aveam un prieten care era, bă, era fiert pe cifre. Okay. Și el vlogger. Bă, și era, știi cum? Efectiv își punea pe niște monitoare și punea countdown-ul ăla, știi, știu, care se schimbă, nu da. Știu de la ce știu. E. Dar în YouTube. Și punea, uite, și uite, și el YouTuber? Da. Okay. Hai să ne uităm, că nu știu, și eram, boss, calmează-te, că nu despre asta e vorba în pana mea, știi? Și de foarte multe ori când ziceam, mamă, fac un clip, o să rup ăsta, nu rupeam. Și făceam o mizerie de clip, zic, hai mă să fac și astăzi un clip, nu știu de care, bum. Cât de des poți stai în cea mai bună perioadă ta? De două ori pe săptămână. Puțin. Da. Relativ puțin, bine, știi, știu. Uite, au apărut foarte mulți youtuberi, printre care mă număr și eu, care n-au avut nici cea mai mică idee cu ce să mănâncă platforma asta, uh-huh. Și care n-au avut nici măcar un mentor. Nu știu, o persoană după care să ghideze neapărat și să învețe ceva. Și uite, dacă mă întrebi și pe mine în momentul de față, motivul pentru care eu m-am apucat de YouTube, chiar dacă mi-a spus unchiul, mi-a venit o prostie, era la mult și mi-a spus, bă, ia-ți dracu o cameră și hai să faci YouTube. Și aveam o pereche de căști cu microfon, am luat o cameră la 70, 80, 90 de lei maxim și m-am apucat de YouTube. Ce dar eu, atât așa era atunci, era 720p și am dat drumul la live stream, pe camera aia. Ai, stai, eu am crezut că zici 70, 80 de lei. Da. Atâta era? Da, o cameră web. Camera web. Ok. Bun, și mi-a zis să fac treaba asta și, dar eu aveam cumva ca model în capul meu, bă, nu voiam să fac YouTube, dar dacă ar fi fost să fac YouTube, eu vreau să fiu ca Codrin Brada Satana. Uh-huh. Bă, eram, și acum eu cred, nu cred, știu că e motivul pentru care eu practic m-am apucat de YouTube. Și da, mișto, înțeleg că foarte mișto. Eu dintotdeauna mi-am dorit o colaborare cu el, dar aveam atât de mult respect pentru da, el nu. Și pentru ceea ce facem, că nu mi-am permis niciodată să-i zic nu asta. Nu cred, eu cred că nu s-a întâmplat, nu? Nu s-a întâmplat pentru că vă văd destul de departe, nu prea vă văd să faceți. Da, nici nu i-am propus niciodată, da. Înțelegi? Adică nu e, că tocmai de asta generam. Dar omul ăla e, băi, deci i s-a șters un cal cu 300 și ceva, dar mie nu, adică și omul a zis, ok, o iau de la 0 iar. Da, știu. Da? Da, știu. Și, uite, tu ești în zona asta cu, ești în zona old school, nu? Faci parte din old school? Ce înseamnă old school? Old school YouTube? Da. Cred că da, cine nu era știu. Old school YouTube? Mikey cu Doza? Mikey, Tequila, da. Schivo, Bro, Giurcanu. Noaptea târziu. Ba, deci ei sunt old? Da, sunt. Schivo a fost prima tipă care a avut un canal de YouTube. Prima vlogăriță, de fapt, mă rog. Nu a fost Bahoi? Tipă. Și tip? Bahoi? Nu știu. La tip chiar nu știu. Știu doar de Mikey că... De ce te-am întrebat treaba asta? Pentru că... Că merge secundele. A? Nu, te întrebam pentru că voiam să te bag într-un subiect delicat cumva. Îmi zici dacă vrei să răspund. Auzi, Denis, nu vrei să-mi aduci, te rog frumos, berea, please? Paharul ăla e. Fără alcool. Crezi că se poate de la 0 la 1 milion rapid? Nu știu ce să zic. Rapid? Gratias. Nu știu. Na, 2 ani. Da. Se poate, nu? Mhm. Uh-huh. Crezi că e benefic 0-1 milion în 2 ani? 0-1 milion? Dacă da. E benefic? Da. Știi ce părere am eu? Eu am o părere că un YouTuber este călit în momentul în care stă pe fiecare prag de abonați, pe fiecare prag de influență, un timp. Adică, pentru că asimilezi mai bine, uite cum sunt atunci. Mi se pare că în momentul în care nu duci lipsa abonaților și lipsa creșterii, și nu ești acolo cu ele, cu cifrele, nu conștientizezi ce ți se întâmplă. Și la un moment dat o să ai un moment în care spui, hă, am făcut 1 milion și nu știi să gestionezi treaba aia. Uh-huh. Dar dacă ești pe fiecare treaptă, cum îți spun eu, te călești să spui, bă, o să fac 1 milion. Uh-huh. Asta vreau să zic. Da, știu. Uite cum s-a întâmplat cu Ilie. Uh-huh. Deci,
Că s-a dus, da. Tot subiectul Ilie... A, și el e old school, da. E... Mă, da, Shelly nu e old school? Ba, da, și el este old school, da. Este. Tu ai văzut ce face Shelly pe YouTube acum? Mhm. Ce părere ai? Eu am o părere foarte bună despre Shelly. Bă, băiatule, deci... Eu am un super mare respect pentru el și îl apreciez enorm de tare pe Shelly. I-am și spus-o de foarte multe ori. Îmi place mult, mult de tot cum a evoluat și tot ce a făcut. Deci credeți-mă, bă, dar nu te așteptai, mă. Omul muncește, bă, eu mă așteptam pentru că... Bine, tu fiind și în treaba asta, eu vorbesc cumva din afară, om care a urmărit și în continuare urmărește. Și nu te așteptai de ce? Pentru că sos în cantități industriale dar și după aia trecere? Am înțeles, orice om cred că, care gândește cât de puțin și nu are 13 ani sau 14 ani, își dă seama că e un business, e ceea ce se cere în România în materie de segmentul ăsta de vârstă, aia cere, cum cere și... Când dă sumbetul, marfetă militari, de-astea, astea să cer. Dar că e ok, dar faptul cum a evoluat el și unde s-a dus și unde vrea să se ducă. De el a fost un băiat smart de la început. Că e o turnură. Mi-aduc aminte de el acum cum vorbește Google dacă ar fi persoană. În momentul în care el înjura. Și vii acum și e... Da. Conversație cu ministrul sănătății sau, mă rog, învățământului. Și ești, bă! Da. Dar ce părere despre oamenii care îi zic, vedeți, bă, tu dă treaba ta, mă, ce dracu ca o stoie, ce-a? Bă, tu îți dai seama cât de tâmpiți sunt oamenii aia? Sunt doar frustrați. Ascult, mă, de ce? Aia sunt oamenii care își doresc foarte, să nu meargă? Foarte, foarte mulți. România? În general, haterii. De asta și hate-uiesc, pentru că au anumite frustrări interioare ei cu ei și ei nu pot accepta că tu poți să faci bani din chestia asta. Înțelegi? Pentru ei, ca să faci bani și job-ul e exact ăla 9 to 5. Da. De la 9 la 5 e job. Mă duc și lucrez și trag de fiare și... Crezi că o să se schimbe curând percepția asta? Nu. Chiar trebuie nu să treacă o generație întreagă, crezi? Da. Dar nu o să se schimbe, pentru că eu îi văd, adică, și de foarte multe ori gândește, eu i-am întrebat, ok, dar, bun, eu n-am job, hai să zicem că, uii mei, eu nu fac nimic, dar de ce nu te duci și, de ce nu-i spui asta și Inei, ce face ea, mă, doar urcă așa pe scenă și cântă, ce pana mea, ce e ăsta, e job? Aia e artistă, cred că o să zic, e cântăreață. Păi și eu sunt artist. Lumea, crezi că percepe treaba asta de o facem noi ca fiind ceva artistic? Nu. Da, te nu, vezi? Nu, te nu, vezi? Nu. Și ce poți să le spui oamenilor ăia? Alora. Că n-ai ce să le spui, pur și simplu oamenii ăia... Da, n-ai ce să le spui, tocmai de asta mai bine invidia. Ignori. Invidia. E invidie? E și invidie, dar e și o frustrare da, pentru el când se gândește că... Da, ei se gândește. El se gândește, vrei să spui de om direct. Da. Omul se gândește că, bă, dar eu mă trezesc așa în pana mea la 6 dimineața, mă duc, lucrez acolo 8 ore, nici nu-mi place, că am un job de căcat. Da. Și asta ce face, mă? Doar se filmează? Asta face el, mă? Da. Păi da, dar încearcă și tu. Ia, și încearcă, fă și tu, eu? Hai. Fii atent aici. Eu am muncit un an jumate în timp ce făceam YouTube. Înțeam eu am pornit cu live stream-ul, e foarte greu să crești cu live stream-ul. Depinde ce faci, oricum. Da, au fost cazuri și cazuri care gen, poate să bubuie dintr-o dată, dar foarte, foarte puțin, adică 1 la 1000. Da, da? Ok. Bun, eu am făcut un an jumate și făceam treaba asta, cum zice, YouTube-ul, live stream-ul. După ce terminam munca, mă trezeam dimineața la 7:30, 8, plecam la muncă, intram la 10, trebuia să fiu deschis cu agenția la 10, că lucram la pareuri. Ieșeam seara la 10, ajungeam acasă la 11, dădeam drumul la live până la 3-4 dimineața, dormeam de la 3-4 dimineața cât puteam eu până la 8 și o luam așa într-o rutină. Și am făcut un an jumate treaba asta. Dar știi de ce? Pentru că îți plăcea ce făceai. Păi dar-mi place și acum. Uite, eu de exemplu făceam chestia asta, că revin acum la primul meu an când lucram în televiziune. Gândește că eu mă trezeam la 5 dimineața, la 6 trebuia să fiu la televiziune. Ca să pregătesc matinalul, să nu știu ce. La 10 terminam emisia, stăteam până la 11 ședințe, bla bla bla. De la 11 până la 8 seara mă duceam la facultate. Și de la 8 până la 10 mă duceam din nou la televiziune să pregătesc alte materiale pentru a doua zi. Crezi că am... și mai aveam unele dăți. Stai puțin, aveam zice și unele bine dăți. Ce urmează să zică?
Zici bine ce urmezi să zici, am simțit-o aia, zi. Și mai aveam unele dăți în care mă mai duceam și ca animator de petreceri, gen ca actriță, gen știi că sunt ăia care stau la intrare îmbrăcați în tot felul de nu știu ce. Și aveam eveniment, stăteam până la ora 3 dimineața în, nu știu, la evenimentele respective, știi? Și crezi că am simțit vreodată oboseală? Nicio. Niciodată, nu am zis, pentru că făceam ce îmi plăcea, efectiv. Niciodată nu s-a văzut să zic, mamă, ce obosită sunt, sau nu vreau să mă duc acolo, sau nu vreau să mai fac asta. Nu, niciodată, o făceam cu drag, că mă, îmi plăcea, efectiv, chiar îmi plăcea. Ai vreun moment în care, nu știu, ești mândră cu ceea ce ai realizat până acum, nu? Da. Ai vreun moment în care spui, bă, băga mea, puteam să fac mult mai mult, bă. Da, am foarte multe și ai sunt multe? Convinsă că puteam. Ești frustrată să fac pe treaba asta? În tine, interior, eu... Probabil că se creează o frustrare interioară, probabil că da. Apare o Cristina care cred bate că... la ușă și spune, bă, ia uite, bă, dacă eram eu atunci, făceam așa. Da, apare, da, 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 apare, da, da. Dar cred că în orice om, adică ar fi aiurea cumva să nu apară. Adică în momentul în care tu păi vrei că, să... Cred că oamenii se mulțumesc, bă, atât am putut, atât am făcut. Păi asta v-am zis, deci dacă tu vrei să evoluezi și nu știu ce, vezi că ai greșit acolo și acolo și acolo, știi? Uite, eu am o părere... Adică eu recunosc eu, uite, din comoditate. Eram, da. Chiar eram exact... Se vede că ești comodă, sincer. Da, sunt. Adică mult mai repede ai lucrat cu un pic de ajutor decât să lucrezi tu singură. Păi nu chiar, că acum lucrezi singură, gen. Da, da, lucrezi totuși ceea ce crezi, nu mai necesită atât de multă muncă. Eu merg pe principiul, știi care, că, uite, de exemplu, când lucram în televiziune... Să-mi bag pula, acum mi-am dat seama că ai cercei mai mici cu Mercedes, cu Opel, cu aia, în urechi. Aștia nu sunt cu Opel. Cu aia ești la fel cu Opel, nu? Nu sunt, nu sunt. La fel. Chiar nu sunt, jur. Deci, fii atent, stai, ascultă-mă. Deci, de exemplu, când lucram atunci la televiziune, eu eram, când eram în perioada de prezentator de matinal, eram și prezentator, și redactor, și reporter, și editor, și tot. Le făceam pe toate, știi? Da. Ei, și la un moment dat citisem eu undeva că românii sunt obișnuiți să facă și aia și aia și aia, deși ei sunt plătiți doar pe o chestie. Înțelegi? Și la mine cumva comoditatea asta și pornește, vis-a-vis de YouTube și asta, pornește și din faptul că eu am început like a boss. Știi? N-am luat-o de jos să învăț și aia și aia, să îmi pun lumina aici, să pun camera, să iau o lavalieră, să nu știu ce, știi? La mine toate erau deja acolo, eu doar apăream ca o panseluță și scriam scenariu. Hai și crezi că ți-a dăunat asta? Păi a dăunat pentru că sunt foarte comod acum. Ah, dacă okay. Nu am condițiile deja, eu nu prost. Mai... Scuze eu. Scuze. Am făcut un clip în care te-ai bășit. Virtual. Da. Cum dracu ți-a venit ideea de clip? Pur și simplu, efectiv meritai să o fac. Deci a fost când... Mă, cum dracu m-ai găsit pe mine și mi-ai spus merita, mă? Nu, mă, nu, dar știi care e chestia? Ai făcut din curcoazie? Prima dată, când m-am gândit la chestia asta, când mi-a venit ideea, am zis, cu conacul trebuie să fac asta. Îți jur că am zis din start, cu conacul trebuie să fac asta. Da? TikTok-ul meu ăla de ieri, dacă l-ai văzut. Astăzi l-am văzut, era, mamă, ce neamă. Da. Ultima speță de actor. Da, ziceți-mi dacă îi spuneți sau chiar e o bășină aia. Bă, ui, e chiar bășină eu. Da, mamă, stăteam în bucătărie și mi-a spus gen la un moment dat, că, bă... Coi, s-a bășit pe gură. Scuze eu. Nu, tot spune. Nu, că nu vin la... Spune tu acum! Scuze eu. E ok, da. Stăteam în bucătărie și a spus, băi, conacule, da, ai vrea, nu știu, mă mai țin vreo 15 minute așa, bășina asta. Ai vrea 15 minute să filmăm ceva? O știi pe aia de pe TikTok, mamă, stai, că trebuie să-ți arăt. Aia... Vrei să mai ceva și un TikTok? Te merg ceva cu Opel-ul, jur. Băi, cu Opel-ul... Stai, are că vreau să-i arăt neapărat acum. Mai găsești una. Bă, ce mi-arată mâncarea asta, da. Da, da. Deci asta sunt eu, scuze. Scuze. Da, mă, ești dezinhibată. Da, da, chiar okay. Sunt.
Eu am o tradiție când mai fac online cu diferiți youtuberi pe care îi cunosc mai mult decât te cunosc pe tine. Bine, pe tine nu te cunosc. Am început să te cunosc acum. Te bești și râgâi, deci e ok. Nu spune că ești proteză. Nu, chiar nu am. Ești tipul ăla care își trage, care ai dormit în iegări? Poți să-mi scot omul platii, dacă vrei. Ce să? Ăștia de din spate. Doamne, nu. Uite, stai să te arăt. Uite. Păi fii atent. Ia, pune mâna. Fii atent, stai. Bă, cât ești. Bă, știi mă, firma la Jeepers Creepers când face ăla, începe și dă din are. Da. Mă ia, mă. Bă, uite. Ai putea să-i pui două cleme aici, să o iei de hărturi. E, Madeline. Cum dracu ți-ai descoperit talentul ăsta? Când eram mică, mă jucam de animalele și voiam să fiu leopard. Și am mers așa în patru la bești cum fac copilașii și la un moment dat mi-au ieșit. Și la un moment dat mi-au ieșit o plastic și am zis, chiar sunt un leopard. Eu îmi imaginez altfel, ia cu prietenii de aici și ai să ia. Dă, îi zicea Cristina, fii atentă, fată, eu mă pun de-a bușirea și tu dai un picior tare de omoplate. Ți-a dat un picior și a rămas mălașul. Ia din că există un om pe lumea asta care dacă își pune piciorul acolo, intră perfect. De spatele tău e un Adidas pentru cine? Îmi pare rău că nu am mai eu să-ți și arăt, să vezi ce fain se vede, dar o să-mi iau după aia și ți-arăt. Da, așa, eu am o tradiție, să zicem așa, cu oamenii care veneau la, care vin la podcast online și cunosc mai mult decât te cunosc pe tine. Te știu că te bești, te râgâi și ai și omoplații care ți-e să afară acum, da? Și le ziceam diferiți youtuberi sau live streameri și îmi dădeau păreri. Vrei să facem treaba asta? Părere. Bine, dar eu nu știu foarte mulți streameri. Păi nu, că eu zic în general oameni pe care îi urmăresc eu. Ok. Sau pe care îi știu, da, eu. Și tu îmi spui. Îți zic dacă îi știu sau nu. Îmi spui părere sinceră și scurtă, da? Uh-huh. Și unde nu vrei să, nu știu, unde nu gata. Vrei. Da? Hai. Dorian Pop. Hâț. John. Dar nu trebuie să-mi zici dacă îl știi, trebuie să-mi zici o părere scurtă. Ce crezi tu? Este un om foarte muncitor. Foarte, foarte muncitor. E mult prea hype pentru genul meu, gen. Genul meu, gen. Ați că bună dimineața, da. Adică nu te-ai cuplat cu el sau ce? Pentru genul meu, la ce ai zis treaba? Pentru genul de content creator, gen. Okay, adică okay. E too much pentru mine, okay, okay. Știi, nu pot să văd, e... Ok, am înțeles, știu, el exact așa e și în viața reală, gen. Exact așa e, crede-mă. Dacă se duce într-un loc, știe toată lumea că e acolo, n-ai cum să nu-l observi. Și... Păi, e mișto, îmi place de el, dar... Na, nu e... Okay. N-aș putea să urmăresc. Antonio Pican. Nu îl urmăresc, nu prea știu ce face. Știu doar acum că e combinat cu Bibi. Mm-hmm. Asta e tot ce știu despre el. Ok. Tequila. O ador, îmi place mult de ea. Îmi place mult și eu și urmăresc de mult de pe vremea când făcea farse, când încă stătea... Bine, el nu e ca youtuber, dar Abi. Horror. Groaznic. Horror? Da, horror. Nu, este ceva ce nu... Incredibil, nu? Da, ceva ce nu înțeleg. Nu înțeleg de ce are atât de mult succes. Nu știu, n-am cum să înțeleg așa ceva. Nu-mi place ce promovează. Ok, not your type și nu înțelegi. Ok. Bun. Cunoști live streamer? S-a și luat odată de mine? Nu. A. Ce? Dacă știu ce? Live streamer. Din ai urmărit câțiva? Nu. Știu doar pe Alin. Pe Olin? Olin, da. Olin, ce părere ai? Foarte mișto. Mi-a lăsat o părere bună. L-am cunoscut pe Ome. E bacăză. Da, și a fost funny. Am stat tot așa, am stat mult cu el în o oră doar. Mi s-a părut că am stat mai mult. Satana. Ah, îmi place.
place mult de Satana. De ce? Pentru că tot așa, îl urmăresc de foarte mult timp. De fapt, nu, acum, în ultimul timp, nu l-am mai urmărit. Mai face, nu? Rar. Dar îl urmăream, nu știu, de prin 2012-2013 îl urmăream și îmi plăcea. Creative Monkey. Urmăream roboții. Coding cu RAM. Da, îmi plac. Îmi plac și ei. Nu îi urmăresc. Nu îi urmăresc pe ei, dar sunt urmăream. Sunt și la fel mult în Twitch acolo și au multe proiecte. Și, dar mi se da, știu. I-am și cunoscut odată și mi-au plăcut foarte mult. Te completează. Eu nu i-am cunoscut personal, dar din ce văd online. Da, 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 da. Bun, da. Și ultima persoană, Conacu. Foarte mișto Conacu, da. De ce? L-am cunoscut tot așa pe Ume, Ume.tv și m-am ambiționat eu într-o seară să intru live cu el. Știi cum l-am cunoscut pe Conacu? Deci efectiv eram pe Ume.tv. Și toată lumea era gen, oh my god, Cristina Almășan, ce tare, nu știu ce, bla bla bla. Și eu eram, bine, hai că vă lați că vreau să mai văd și alte persoane. Și ei, da, 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 că și noi vrem să-l vedem, să intrăm live cu Conacu. Băi, și îmi zice asta o persoană, a doua persoană, a treia persoană. Și eram, bă, ce Conacu ăsta, adică what the fuck, știi? După aceea dau de Olin, el fiind deghizat în nu știu ce. Și la un moment dat au început ăștia de pe live să scrie, asta e Cristina, asta e Cristina, Cristina. Și el zice, tu ești Cristina? Și zic, da, 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 Cristina mă cheamă. Și își dă peruca jos, mă rog, de acolo a început să fie așa. Și el mi-a zis de tine, că și tu faci asta, că nu știu ce, te-am căutat și pe tine și nu știu ce. Și după aia am zis, zic, ok, hai să dăm și noi, poate dăm totuși de Conacu. Dar nu cred că mai era, nu? Live. Nu cred că mai era. Ba da, tu m-ai căutat în dimineața în care eu nu puteam să mai fac oameni. Era pentru... 5-6. Era, nu, era 5-6, știu bine minte, știu bine treaba asta. Făcusem 4.000 de euro ceva de gen pe live-ul ăla. Și nu puteam practic să fac nimica pentru că se dona într-una și eu nu puteam altceva să fac decât să le mulțumesc oamenii, să stau la donație acolo. Am înțeles, da. Și după aia ți-am dat eu un mesaj, parcă, da, te-am invitat la podcast și ai zis tu la un moment dat, bă, uite, ne-am întâlnit aici. În totuși, pe Instagram. Da, da. Deci o părere la fel de proastă. S-ar putea să... Cred că s-a auzit ca... Nu știu. Bine. Da, mișto Conacu, îmi place de el, îmi place despre el. Ai zis din curtoazie. Îți dai seama. Ce ai schimbat la tine, ultima chestie? Ce aș schimba la mine? Nimic, sunt perfectă. Vreau să-mi iasă un muc. Dar chiar am un muc, l-auzi? Coaie. Nu se numește muc, se numește chiriaș. Și îl dai afară că nu plătește chiria. Mă rog, eu le spun muci. Da, de la 1 la 10, cât de mult ți-a plăcut la acest podcast? A, se termină? Da. Știi ce mi-a zis în bucătărie? Zice, mai ai 2 ore și cam... A, wow, lol. Păi eu ți-am zis că ai 2 ore gen pentru că trebuie să pleci. A, nu, eu am firma mea. Și gen okay, ca și cum lucrezi la mine. Da, nu, mă, nu, eu de asta îmi făceam grijă să nu ți amendă în pana mea. Mamă, cacești. Deci, Bă, femeia asta bese, râgâie, pișă, soarbe, are muci. Ce... Exact! Ador Denis. Păi da, ador Denis pentru că... Nu, dar așa e în pana mea, dar umbli jur, pe mișmaș. Dar nu face toată lumea asta, ce mă, tu nu te scobești în asta, tu nu ba faci... Da. Tu eu... nu sorbi, tu nu râgi, tu păi nu eu vezi. Fac și pe live, adică. Păi n-aveți... Am dat 39 de bășini într-un live. Calmați-vă, ce? 39 de bășini într-un live. Cine le-a numărat? Oamenii care se uitau pe live. Mamă, șmeche. Eu de obicei când închid geamul, pentru că fac manevra asta. Bine, de fapt chiar dacă mă ridic și acum s-ar putea să vină una, adică eu fac manevra asta, știi, și mă ridic și okay. De aici. Dacă te muți un pic mai încoace, poți să dai încrăpătură. Nu, fii atentă că dacă o dau și tu te pui pe ea, îți miroase curul 2 zile, știi, mă, bășina aia practic. Bă, mi-am dat prea seama. Prea multe informații pe seara asta despre bășini. Da, tu ți-a dat tare miros? Da, dar mie îmi place. Ce rău, gen. Aș putea sta toată ziua în mirosul ăla. Măricuță.
Ai, mamă! Dar ce mare tale nu miros? Put! Păi, a scânduri de WC-ul, copii morți, copii dați pe blender. Aoleu, nu, nu, ale mele frumos, așa. Ale vânzic? A stricat. A varză murat. Nu știu să zic. Floare de capac. Au clucite. Ai, mă, aia e urâtă. Aia e chiar urâtă. Aia e chiar urâtă. Nu știu, dar uite, mi-e și ciudă acum că nu vine una să-ți arăt. Păi, dacă te bești lângă mine, îți promit că închid acum chestia asta și plec. Instant. Păi, nu te bești. Poți să vii? Nu! De ce faci? De ce faci cu mâna? Bă, dacă nu te-ai bășit, nu faci semnul. E, dacă nu m-am pișat, nu îmi desfac șlițul să-l strâng iar. Băi, Cristina, eu dacă nu mă piș, nu mă vezi că mă joc cu șlițul așa. Nu? Nu. E ok, poți să vii. Dacă nu, băi, Cristina, bă. Cel mult o să râgă, îi promit. Bă, cu ei, lacrimi în ochi și până să dă-i bătă și plânge, bă, cu ei. Cu ei miroase ardei iute, cred că ți-a așa mirosit. Ardei iute? What the fuck, Păi ți-am dat lacrimile. A, lol. Băi, ți-am făcut-o pe Cristina să plângă. Mamă, băi. Pe asta am forțat-o puțin, dacă o lăsam să vină de la sine. Ai rugit? Am încercat, dar nu mai văzut, dar ești așa un fail. Dar stai că mai încerc până terminăm. Dacă mai dai una, o să-ți dau gluma aia puternică. Nu mai dat, te rog. No. Aveam un prieten la studio care râgâia din ăla așa. Ai râgâi vreodată așa? Mamă, dar... deci ăla mi se pare apogeu. Bă, da, eu sunt și noi, în general, suntem bărbați, dar nu suntem toți neandertal de aia. Da, mie mi se părea gen super... Giboni, mă, vei, da, mie mi se părea gen super funny că putea să râgâie atât de tare și atât de zgomotos și atât de lung. Stai era... mult pe WC-ul? Stai mult pe WC-ul? Nu. Nu sunt genul. Fac treaba așa, am plecat, gen. Tu? Bă, bărbat, bă. Dar ce dracului faci pe WC-ul? Mamă, dacă nu mă joc... Fumezi dacă nu... sau ce? Păi, una, pot să fumez, doi, pot să mă joc, trei, pot să mă uit pe TikTok. Da. Bă, dar chiar TikTok, uite că nu te-am întrebat nimic din TikTok. Nu te uiți pe TikTok? Ok. Cum ți se pare tipa asta, dar a apărut așa, dintr-o dată, porc, Bela Porcu? Bela Porci? Da. Foarte cute, îmi place mult de ea. Dar cum a, gen... Nu știu, băi, nu știu, efectiv, eu am încetat oricum să înțeleg algoritmii. Oricărei aplicații. Uh-huh. Bă, dacă bubuie, dacă nu. Nu știu cum funcționează, nu știu de ce a ajuns cunoscută. Adică nu știu cum a ajuns cunoscută. De fapt și de ce a bubuit așa ăsta dintr-o dată. Cert este că este super cute. Da. Și chiar îți face cumva plăcere să te uiți la strâmbăturile alea ei și nu știu ce. E cute. Pe cine ai ales? Te-ai băgat în lupta asta indirect așa dintre Charlie și Addison? Așa că a fost o luptă. Nu știam că a fost o luptă. Nu între ele direct, oameni. Nu le urmăresc pe nicicare și nu înțeleg de ce sunt atât de faimoase. Nu-ți place niciuna? Care-i mă? Cum o cheamă? Care-i Charlie sau Addison aia care a făcut acum 100 de... Charlie. Deci eu nu înțeleg. Mie nu-mi place de fata aia deloc. Mi se pare, adică... se pare modest, așa, sincer mie. Da. Nu pare să aibă prea multe, știi, genul ăla de fată împrobodită și care să se aranjeze mereu, să-și arate tot. Mi se pare tipul de tipă care nu e așa, basic, modestă. Da, nu știu, nu urmăresc, oricum nu e genul meu de cont. Eu după l-am observat pe, după ce am văzut-o pe Charlie, am văzut pe băiatul ăla, sau cred că zic bine băiatul ăla, James. Bă, e... Băiatul ăla cu Hey Sister, His Sisters. Bă, mi se pare super tare cum se machiază, ce face. Da. Dar nu judec pentru ce face el, ce el nu. Dar acum am văzut că a fost implicat în scandalul ăsta și tocmai de aia. Că eu sunt cațat aia, știi, când apare ceva, citesc eu acolo, mă uit, sunt intru. Stai mă, Addison este sora lui Charlie? Nu. Nu. Dixie era. Dixie. Ok, bun. I s-a șters și un cont după un zis... moment dat, iar... da? Îl dă înapoi, am înțeles. L-a dat?
n-are cum, dacă sorsa e... The top of the TikTok. Da. Dar chiar păi cine și, pe top și of... Și ea cât are? Ea e. Deci Charlie are 100 de milioane. Nu, că mă refer... 47 sau 45, 47. Și nu mă refeream acum cine mai e pe YouTube. Pe YouTube acum, gen, separat. Pe YouTube cine? Era PewDiePie la un moment dat și mi se pare că sunt băieții de la... Sau băieții aia, T-Series, nu? Da. Că ei erau și apoi sunt ăștia. Da, era și la ei acolo din asta, da. O bătrâne. Și în România cine e cel mai mare YouTuber la din moment? Nu e tipa Izabeloi, dar nu ea, este un canal de din astea pentru copii. Tralala. Da. Da, da, da. Dar nu. Dintre youtuberi da. Așa. Nici nu știu. Da, probabil că Izabeloi, ea cred că e. Da? Uh-huh. Dar o știe cineva pe fata asta? Nu. Eu am văzut-o doar o dată la un interviu la Măruță. Atâta. Bă, ești nebun. Mi se pare că are un clip, dar e cu slime 800 de milioane sau ceva de genul. Da, da, da. Ferească, domnule. Da, mă, da, a fost trendul ăla cu slime-urile. Da, mă, da, adică... Bă, totuși o româncă, mă. Da. Adică, da. 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 Eu cred că vorbește, cred că face în engleză. În engleză, da, face în engleză, dar... Poți să faci orice căcat în România, că nu stare de 100 de milioane acum. Da. Acolo am văzut-o și eu. Da. Și dintre vloggeri, Shelly e, nu? Da, cred că Shelly, da. Și mă bucur foarte tare. E top. Da. Știi ce am făcut eu acum 2 ani sau anul trecut, nu știu când, da, mă rog, acum 2 ani sau un an, puii mei. Odată pe lună sau pe săptămână, cred, nu mai știu, în fine, colaboram cu orice YouTuber mic care îmi scria. Gen, aveau 1000 de abonați, aveau 200 de abonați, okay. Orice, dacă venea cu o idee mișto, să zică, bă, Cristina, uite, vreau, da, așa mi-au zis, acum, mi-au zis foarte mulți, bă, vreau să filmăm ceva. Și eu eram ok, ce? Gen, eu filmez cu tine, dar ce? A, păi nu știu, poate ai tu o idee. Uite, asta mă deranjează. Păi, bun, și cum învață-l și pe omul ăla, cum își creează ideea? Că uite, păi, de exemplu, păi, și nu, mie nu, mi se nu, întâmplă. Dar știi care e chestia? Nu, păi, bine. Erau foarte mulți care ziceau, bă, dar n-am nicio idee. Da, păi da. Dacă nu ai nicio idee, nu filma. Okay. E gen, it's that easy, adică... E super ok. Dar... Filmezi doar în momentul în care chiar ai ce să filmezi. Uite, de exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult pe live când am făcut eu, când eu îl făceam pe Fonfi. Și tu ai făcut la un moment dat, da, eu pot, știi, da. Chestia. Și eu am o idee despre chestia aia, gen, eu aș putea să fac un sketch cu tine pe treaba aia. Dar nu, încă nu știu ce. Știi, nu găsesc, eu așa știu eu că merge un sketch, mă rog. Trebuie să fie o acțiune care să se întâmple într-un fel și un final. Mă rog, știi că poți să începi și fără intro-ul ăla. Tu poți să te gândești direct la final, ce vrei să transmită ăla sau care să fie acțiunea principală și după aceea ai să vezi că o să-ți vină o grămadă de chestii pe lângă pe care să le adaugi, știi? Da. Simți legit. Da, mă, asta a fost, gen... Da. Asta era ideea pe care voiam să-ți zic eu de final. Bine, ai zis-o da, tu. Da, e mișto, e mișto. Îmi place. Facem, da. Ce, asta cu scălâmbatul? Crezi că îi poți să-i faci față lui Fonfi? Da. Nu? Nu, mă, oricum Fonfi o să fie mult mai funny decât eu. Doar, eu n-am personaj creat. Fonfi oricum e deja cunoscut. E super funny, adică... Îți place Fonfi? Foarte mult. De ce? Că e funny. Dar l-ai văzut... Dar l-ai văzut ce... Bine, nu l-ai văzut că nu te uiți pe live, dar i-am dat câteva upgrade-uri recent. Dar o să apară sâmbătă. Bine, mă rog, nu știu când apare exact podcastul. O să apară sâmbătă, mâine, nu apare mâine, duminică. Poi mâine cred că apare, exclusiv cu Fonfi. Funny moments, știi? Apropo, da. Te-am pus pe copertă la un clip. Ai văzut? Nu. N-ai văzut? Nu. Păi, ți-am zis că nu prea mai intru. Asta voiam să zic, că m-ai întrebat de YouTuber, că eu nu prea mai urmăresc YouTuber, că stau mai mult pe TikTok. Ok. Înainte petreceam chiar foarte mult. Da, e ok, n-am. Cum ți se pare? Nu, că nu te-am pus la bait, gen, apare acolo. Dar eu am o regulă cumva pe care mi-am impus-o eu mie și am văzut-o eu că e ok.
În general, pe thumbnail, dacă am un funny moment sau ceva și vreau să pun, sau în general, dacă pot să aleg dintre bărbat, femeie, aleg femeie. Băieți, da. Vă mulțumim din suflet că ne-ați urmărit. Ăsta a fost podcastul, sper că ați înțeles ceva cum a zis Cristina. Puteți vedea după fața ei de acum. Nu mai are nicio legătură cu podcastul. Abia așteaptă să terminăm. Nu e adevărat. Bine, nu e adevărat. Ți-am zis eu. Ce părere atunci ar da? Okay, ce părere din grăbirea globală? Mă bucur tare mult că m-ai chemat la podcast, că m-ai chemat la mine acasă, mă rog. Foarte drăguț, da? Și hai să filmăm Fonfi și... Nu, am altă idee. Acum ți-a venit? Da. Zi. Să reacționăm împreună la clipurile mele? Nu mă așteptam ca asta faci. Reacționăm la clipurile tale, dar eu nu le știu. Păi tocmai asta o să fie gen... Nu, da, le vezi pentru prima dată. La comentariile de pe TikTok, la clipul ăla. Hai, da. Merge? Hai. Ok. Bun, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sper că v-a plăcut podcastul. Like, subscribe, ce vreți voi. Conturile în descriere acolo, toate. Instagram, TikTok și băi. Bă, dar de fapt dacă zic să dea acum, cred că faci milion oricum până îl postezi pe ăsta. Dar nu contează, mă, e plus, nu? Da, corect. Follow pe TikTok acolo, la da. Cristina Mășan. O să pun eu niște d-alea orale, d-alea. Iiha! Bun, vă mulțumim perfect. Că ne-ați urmărit. Urmăriți-le pe Instagram, TikTok, OnlyFans. Inima. Și Pornhub. Ai? Da. Și eu. Tare. Vă pupăm, boys. Și băieți și fete, ca să nu facem. Bă, nu căutați, nu. Stați niște, nu căutați, că căutați degeaba. Lava time! Lava, lava, lava. Lava, lava, la, 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 la.